Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe Auroscop. Vorbim acum despre acea situație în care nu puteți să vă scoateți din minte o anumită persoană, deși urmează să cunoașteți pe cineva cu totul și cu totul nou, o relație cu totul și cu totul nouă. Dacă între timp nu s-a întâmplat această experiență emoțională și apare și persoana din trecut. Vă deblochează instantaneu, ca prin magie vă treziți posibil și cu un semnal de la această persoană, voi fiind într-o nouă relație. Tatonare, amor platonic, tachinări și vi se aprind călcâiele, vă tremură genunchii și stomacul vi se umple de fluturași. Ce vă faceți? Ce va fi nevoie să faceți? Să alegeți între ex-ul și next-ul, pentru că apare cineva din trecut să vă încurce planurile sau are intenții serioase. De ce ar mai apărea acum, după o perioadă în care a tăcut, în care nu a mai comunicat cu voi, o perioadă în care v-a ignorat? Ce șanse sunt să fiți împreună, să mai dați șanse acestei persoane? Veți pierde oportunitatea pentru ex-ul sau vă reorientați și veți rămâne cu next-ul? Puteți să vă gândiți la cele două ființe sau, dacă încă nu s-a întâmplat o nouă experiență romantică, puteți să vă gândiți la o persoană din trecut și haideți să vedem ce mesaje dețin minunații ghizi spiritual, cărora le mulțumesc ca de fiecare dată pentru participarea la aceste etalări. O să vorbim puțin despre situația unei persoane care v-a ignorat o foarte mare perioadă. Fără doar și poate s-a jucat cu voi, a existat foarte multă manipulare. Sigur că nu o să vorbim foarte mult despre situația trecută, pentru că, în sfârșit, cred că o știți, nu este nimic nou sub soare. Amintesc doar pentru a vedea voi dacă rezonați cu această etalare sau nu, dacă subiectul rezonează cu voi. O persoană care a manipulat, care a mințit și care a încercat să vă fiarbă în suc propriu, a preluat controlul acestei relații și v-a lăsat, în momentul în care a părăsit această relație, mai confuzi sau mai confuze decât niciodată. O persoană cu diferite adicții, o persoană care a zburat din floare în floare, o persoană care a avut și are în continuare relații pasagere și care se implică în tot soiul de relații, chiar de o noapte, fără niciun soi de remușcare, fără să se gândească că posibil să-și construiască fericirea, chiar și temporară, pe nefericirea altor persoane. Spuneam că minte n-aș o să vă ia la ochi, să știți că sunteți o țintă sau vă consideră sau v-a considerat o țintă ușoară. Și să știți că acesta este motivul pentru care s-ar putea întoarce din nou în viața voastră. Cineva din trecut să reapară în viața voastră pentru că în continuare vă consideră o țintă ușoară. Acum că i-ați arătat iubire și că ați susținut această persoană, că l-ați ajutat sau ați ajutat-o când i-a fost mai greu, poate și emoțional, poate și financiar, poate și material, nu le vede ca niște calități, ci ca pe niște slăbiciuni. Sau le-a văzut ca pe niște slăbiciuni. Și atunci este foarte, sau o să vă fie foarte clar de ce se va reîntoarce în viața voastră. Pentru că v-a considerat în trecut, acum vorbim despre sentimentele din trecut versus sentimentele actuale, v-a considerat în trecut o țintă ușoară, la fel vă consideră și acum. Nu este nicio schimbare de planuri, adică nu se întoarce schimbată și vă spune: vai, am conștientizat că tu ești persoana vieții mele și îmi pare rău că te-am mințit și că am manipulat această legătură. Nu. Are fix aceleași, nu se poate schimba, știți cum este, lupul se poate schimba, dar în ravul ba. La fel cum gândea în trecut despre voi, la fel gândește acum despre voi. Și se întoarce pentru că vă consideră o țintă ușoară și pentru că se bucură de
avantajele, beneficiile din relația cu voi și aș putea să spun că există pentru o categorie mai restrânsă de urmăritori și persoane, ex-ul, cum spuneam, sau ex-a, care vă încurcă planurile din pură distracție. Pur și simplu nu vă vor fericiți sau nu vă vor fericite. Se focusează pe tot ce înseamnă finanțe, financiar. Sigur că va veni cu un buchet de flori, este o persoană cu părul închis la culoare, ochii închiși la culoare, cu ochelari în unele cazuri, cu cioc, barbă, în sfârșit, sau are o aliură așa neglijentă în ultima. Dar va juca un teatru de zile mari, probabil va avea nevoie de voi și știe că voi sunteți extrem de miloși, miloase și va bate moneda pe chestia asta. În afară de faptul că va apărea și îmbrăcat, mă rog, mai neglijent, știe că vă poate cuceri, dat fiind că voi aveți așa compasiune pentru el. Probabil va poza în victimă, am nevoie de tine ca de aer, tu m-ai înțeles întotdeauna, nu știu, are nevoie de bani, vine la voi, are nevoie de casă, vine la voi, are nevoie de, pur și simplu, de a vă încurca viața, ploile, vine la voi. Asta cred că este situația pe care bine o știți. Ceea ce nu știți este că se va întoarce la voi, nu cu coada între picioare, ci pentru că va avea nevoie de voi. Ce se întâmplă dacă îi acordați o șansă și ce se întâmplă dacă nu îi acordați o șansă acestei persoane? Bun, ce se întâmplă dacă îi acordați o șansă? Geta. S, R, T, I, A, B, L, E, ca inițiale. Dacă i-a acordat o șansă, în unele cazuri, acolo unde este posibil, bineînțeles, unde permite vârsta, unde permite dorința, voința, mare atenție, este o problemă neașteptată, o mare problemă. S-ar putea să vă sucească mințile. Și dacă sunteți fertile, mare grijă că, dacă sunteți fertile, m-am trezit și eu vorbind. Da, nu știu de ce mi-a venit acest mesaj. Acum, na, am scos porumbelul. Mare grijă că există posibilitatea unei sarcini, dorite, nedorite, nesigură. Și o să vă sperie foarte tare pentru că nu știți despre ziua de mâine alături de această persoană. Deci mare grijă să nu vă ia pe nepregătite. Adică să vină și să consumați această relație, căci împăcarea, sigur că este dulce, doar că te duce. Aici s-ar putea să fie o problemă. Sigur, acolo unde, repet, este cazul. Persoane brunețele, în unele cazuri, mă rog, cu ochii închiși la culoare, ca semn distinctiv o aluniță aici sau un semn distinctiv poate și un bretonel, așa dacă aveți, tot vorbesc despre aceste descrieri fizice generale, nu obligatorii. Tenul mediu măsliniu, ele, posibil diferență de vârstă, sau dacă este diferență de vârstă, nu se bagă de seamă. Deci dacă îi acordați, este posibil ca această relație să aibă viitor. O să vedem imediat și ce înseamnă next-ul. Este posibil ca această relație să aibă vreun viitor clar. Aici acest mesaj spune sunt șanse să mergeți împreună o perioadă limitată. Vedeți? Dar sunteți așa cumva ca două linii paralele, dar se întrerupe. Vedeți? Este o linie întreruptă. Iar mesajul spune ai grijă.
Deci este un mesaj de atenționare. Sigur, dacă vrei, poți să mergi mai departe cu această relație, dar va fi tot așa, se va întrerupe la un moment dat. Este o linie. Posibil să plecați din bloc start împreună, dar se întrerupe și este un mesaj de atenționare. Ai grijă dacă te implici în această relație, pentru că sunt unele persoane care și-ar dori reluarea unei astfel de relații. Deci ghizii spirituali spun este ok, în foarte multe cazuri 80% va fi întreruptă această relație, posibil reluată, dar tot timpul vei fi vigilentă, nu vei fi relaxată în această relație. Tot timpul, aoleu, mă înșală, aoleu, a plecat, aoleu, vine, aoleu, nu mai vine, aoleu, aoleu, o relație de aoleu toată viața. Ceea ce probabil că te va obosi, te va extenua la un moment dat. Și ce te faci dacă chestia asta se întâmplă la 60-70 de ani? Ce se întâmplă dacă nu dai șansă acestei relații? Ce se întâmplă dacă nu cazi? Vei avea o altă relație. O relație pe care ar fi foarte bine dacă ai ține-o în privat. Nu îi spune acestuia despre această relație cu o persoană cu totul și cu totul nouă. Adică n-ar trebui să știe că ești implicată într-o altă relație. N-ar trebui să bați apa în piu pe chestia asta. Dar dacă nu îi acorzi șansă ex-ului, acestui malefic în care te consideră o țintă ușoară, poate să te agațe din nou la orice, să te aducă pe calea cea bună la orice zi și din, la orice oră din zi și din noapte, vei avea această relație pe care ar fi bine să o ții pentru tine. Cum va fi această nouă relație? O relație cu o persoană care îi place absolut tot la tine. Ia uite, aceeași freză, aceeași... Îi place absolut tot la tine. O relație relaxată, o relație relaxantă. Poate să aibă și ochelari această persoană. Te poți baza pe ea, se ocupă inclusiv de dragoste, dar și de facturi. S-ar putea să fie o relație întemeiată prin intermediul schimbului de mesaje scris, dar în social media sau la distanță. O persoană cu care sunt șanse foarte mari să te și muți într-un apartament, o locuință cu geamuri mari. Geamuri mari, înalte, panouri de geam, așa. Un mesaj suplimentar. Deci va fi o relație foarte drăguță, o iubire neașteptată, poate, pentru tine și care te va reconstrui din temelii. Va construi fiecare părticică din viața ta, se va pune la loc cu ajutorul acestei persoane, de care poate nu vei fi foarte îndrăgostită sau foarte îndrăgostit. Nu vei cădea în cap așa după el sau după ea. Dar persoana asta îți arată normalitatea în iubire și te va reconstrui piesă cu piesă, te va pune la loc, știți? După ce, falling apart, după ce ai fost o explozie, sufletul tău a fost așa, în 7 milioane de părți. Deci, te reconstruiești alături de această persoană, piesă cu piesă, îți vor crește din nou aripioarele. Cam atât, dragii mei, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Sper că a fost o etalare care să vă arate pe ce cale să mergeți. Așa cum am spus de fiecare dată, etalarele pe care le fac funcționează ca un GPS spiritual, nu ca un ghicit sau baba cu ghiocul, pentru că nu despre asta este vorba în etalările pe care le fac. Ghicii spirituali îmi oferă niște mesaje de ghidaj intuitiv, sunt anumite căi pe care până la urmă voi va fi nevoie să le alegeți. Până la urmă, liberul arbitru ne aparține, dignitatea ne-a oferit acest liber arbitru, avem și recomandări, avem informații, noi suntem creatorii propriilor noastre realități.
N-am să închei această etalare până nu vă spun din nou și din nou, chiar dacă sună clișeu, că Universul lucrează doar pentru binele nostru cel mai înalt. Vă doresc să aveți o săptămână splendidă, cu foarte mult soare în suflet, cu mult optimism, cu multă pozitivitate. Gândiți dincolo de problemele pe care le aveți și dacă este rău acolo, treceți așa prin situații neplăcute, gândiți-vă că trece. Gândiți-vă că va trece, cu siguranță, pentru a vedea lumina, trecem prin întuneric. Vă pup și vă iubesc. Doamne ajută tuturor, numai bine!